Ultima etapă a campionatului național Supermoto S Open and Hobby 2016 s-a desfășurat la Bacău, unde Vlad Neaga a reușit după patru manșe să-l depășească pe maghiarul Benjamin Onodi. Sportivul legitimat la ACS Dumbrăvița s-a clasat pe locul 3 după ce s-a ciocnit cu doi piloți întârziați. Vlad Neaga a terminat pe locul 4 acest sezon de campionat, deoarece în prima etapă a fost forțat să abandoneze din cauza unor defecțiuni tehnice. Competiția a fost mai antrenantă cu participarea celor doi piloți maghiari, Vermeșandor și Benjamin Onodi, cel din urmă fiind campionul acestui an în Supermoto S Open. Hobby. Campionul sezonului precedent Vlad Neaga ne-a oferit detalii despre etapa cu numărul 4, dar și despre planurile sale de viitor. Am terminat uh, campionatul cât, aproape cât de bine am putut. Mai uh, am mai rămas uh, un singur lucru nu l-am atins de a de a și câștiga etapa de la Bacău. Scopul, cum ai spus, tu a fost atins, adică l-am după patru manșe grele în care am încercat tur de tur să l depășesc pe unul de am reușit. Uh, el tot timpul a plecat în fața mea, dar în ultima manșă am reușit să-l depășesc în al doilea viraj, am fost foarte foarte fericit Imediat după aceasta am pus multe secunde între noi doi, am avut la un moment dat avans uh, chiar și cred că de 15 secunde Din păcate am fost foarte, m-am precipitat la un moment dat și din cauza unor doi uh, piloți întârziat, m-am ciocnit cu ei, mi s-a oprit motocicleta și a trecut tonă din fața mea și, și s-a starul și mai erau șase ture, am știut că nu mai pot să recuperez foarte mult și am terminat pe locul 3. Dar uh, am învățat foarte multe, deci cum am spus, scopul a fost atins, am demonstrat că sunt cel mai bun și asta se mai întâmplă, mai există și ghinion uneori. Ce se întâmplă cu sportivul Vlea în următoarea perioadă? Următoarea perioadă o să fie o perioadă de de gândire, cred că va trebui să fac o alegere dacă voi, voi continua super moto la de performanță sau voi trece pe viteză. Eu îmi doresc acest lucru. Bugetul ne, ne pune niște probleme acum de a achizi, achiziționa o motocicletă nouă, dar am primit o ofertă de, de, a, de a mă da pe motocicleta unui prieten și voi încerca să, pe 11 septembrie să mă duc la Dâncata să vedem dacă, dacă mă voi descurca bine. Ai de ales între viteză și a merge în Austria. Da, în Austria este ultima cam, ultima cursă din campionatul mondial de Supermoto. Am participat și anul trecut la aceeași competiție și și chiar dacă m-aș fi dus sau dacă o să merg, încă nu știu sigur, cum am spus, va fi doar de ca un test, să văd cât de mult am progresat în acest sport și de a-mi relua toate cunoștințele în cel mai înalt nivel de Supermoto din lume. După prima etapă în care ai avut probleme cu motocicleta, știu că ai achiziționat la nouă, cum e? Este mult mai bine. Să, să, dacă nu pur și simplu nu simt eu diferențele, se văd diferențele pe cronometru. Sunt mult mai rapid ca și, ca și toți concurenții mei din campionatul național, chiar cu uneori chiar și cu 3 secunde pe tur. Și da, este, este alt lucru. Bineînțeles, există și motociclete mai bune. Asta este doar de 2 ani. Este, motocicleta asta este veche cu 2 ani. Și vom încerca să mergem tot timpul cât mai în față.